Acum continuăm să vă prezentăm un nou cuplu special format dintr-un stăpân și animalul său de companie. Astăzi vreau să-i cunoașteți pe Silviu Decean și pe cățelul său Joe. Cei doi seamănă izbitor, iar imaginile dovedesc acest lucru. Priviți! Bună, eu sunt Silviu, el e Joe și ne-am înscris la concursul ăsta pentru că suntem fâlcoși amândoi. Chiar dacă îl vedeți mare, răsuț, provine de la noi din Canisă, are doar 6 luni, un pui din rasa Dog de Bordeaux. Noi suntem crescători de Dog de Bordeaux și Bulldog francez. Ai foarte mari emoții, ce e cu tine? Păi, am că nu-s familiarizat cu camerele, da? Și cu Bucureștiul, e cam greu, eu sunt ardelean, din Aiud. Deci ai venit tocmai de la Aiud? Da, 400 de kilometri. 370, dar ne-am și pierdut. Suntem doi fălcoși, așa te-ai exprimat. Da. Ai zis că ești fălcos, da? O să-l ajungi și tu să devinești mai fălcos? Exact, asta ne gândeam. Ce o să faceți? O să trageți de ele? Nu, o să le jucăm cu puțină umbră, puțină lumină și o să creăm o iluzie optică că ați fi mai fălcos. Mai fălcos. Trebuie să fiți mai fălcos decât mine. Mai fălcos decât fălcoșii. Exact. Cine are mai multe emoții, Silviu, tu sau Joe? Eu. Tu? Eu, da. Joe nu are nicio treabă. Ar mânca și 10 pisici sau 11. Tu, Silviu? Eu n-aș mânca pisici. N-ai mânca pisici, dar ce e cu tine? Nu ești în apele tale? Nu sunt în apele tale. Ce poți să-mi spui despre Joe? Să-l cunoaștem și noi mai bine. Ai spus că are câte luni? 6 luni? Da. 6 luni. Este un puiuț, deși are câte kilograme? 30. Deci în zi de astăzi, o grămadă de celebrități au câinele respectiv, Messi și... Messi are un câine ca al tău, da? Da, și mai mult. Sunt mai multe vedete? Da. Hai, depășește emoțiile și spune-mi ce vedete mai au Dog de Bordeaux. Au avut Sylvester Stallone, au avut Jessica Parker. Deci este un câine vedetă și la Hollywood. Da. Este o rasă scumpă? Da, este o rasă printre cele mai cam scumpe. Cam cât costă un astfel de câine? Cam de la 800 de euro în sus, un puiuț. În sus până la cât? Depinde de aptitudinile părinților, depinde de concursurile câștigate. Ajunge linie, până la sangvină, câteva mii de euro, multe, da? Da, da. Acum e o canisă. Cum a început totul, pasiunea asta pentru canise, câini? Am fost singur, am rămas singur în urma unui divorț și după care am cunoscut o fată cu care am pornit, ne-am schimbat viețile. Am încercat să umplem golul ăsta creat și l-am umplut cu 50. 50 de câini? Da. Am în spate un veritabil Dog de Bordeaux pe nume Silviu. Oh! Folcosul nostru de astăzi. Joe este deja la poze, face shooting-ul foto. Mergem împreună? Urmează mergem să intri tu la poze, împreună. Da? Și nu facem și împreună. Faceți și împreună. Facem împreună înseamnă noi doi sau tu cu Joe? Că n-am înțeles. Joe. Nu cu mine. Bine, du-te cu Joe atunci. Este un concurent destul de ascultător, cine da? Cine ascultător de până acum, părerea mea? Deși pare așa foarte, are o postură, fioros, da, e fioros, postură impozantă. Nu merge. Să știi că o să-ți fugă machiajul. Nu mă pot abține. E rând, da. Este cel mai cooperant animal, deși pare cel mai fioros și este și cel mai mare. Și eu, nu? Sau de mine era vorba? Despre Joe era vorba, o să te vedem și pe tine imediat cât ești de cooperant. Sunt curioasă la ce se gândește Silviu în acest moment de atât de trist. Ce era în mintea ta, Silviu? Ca să fiu supărat, așa? Factura la curent, factura... În general... Facturi. Da. Da, uite, te văd, da, ești... Da, exact, fața care trebuie.
cei gagici au fost înaintea mea, cred că soarta mi-e pecetuită. Eu zic că îi seamănă foarte bine. Acum nu-mi dau seama dacă Joe seamănă cu stăpânul sau stăpânul seamănă cu Joe. Silviu, nu-mi dau seama cum stau lucrurile. Tu semeni cu Joe, cu cățelul, sau Joe, cățelul seamănă cu tine, Silviu, stăpânul? Da, o întrebare la care așteptăm răspunsuri pe WhatsApp. Oameni buni, mâine o să vedem un alt iubitor de animale care seamănă cu animalul său de companie. Să știți că am primit sute și nu exagerez când spun sute de mesaje de la oameni care ne-au arătat cât de mult seamănă cu animalele de companie. Numai că nu am putut să-i selectăm pe toți. Pandemia, greu cu deplasările. Știți despre ce este vorba, dar vă mulțumim că ne-ați trimis aceste fotografii. Săptămâna asta și zilele următoare o să mai vedeți asemănări izbitoare cu animalul din dotare aici la emisiune.